Mulțumiri speciale lui Wes și lui Meme Florin, membrii canalului nostru. Dacă vreți și voi să deveniți membri al canalului și să contribuiți cu o mică parte financiară, apăsați pe butonul de lângă cel de subscribe, cel pe care scrie alătură-te. Bayern München și Inter Milano, două dintre cluburile mari ale Europei, între ele au câștigat de 9 ori Liga Campionilor, iar astăzi vor juca în ultima etapă a fazei grupelor din Champions League, în care amândouă sunt calificate mai departe și au lăsat-o pe Barcelona în Europa League pentru al doilea an la rând. În clasament nu se mai pot schimba pozițiile, dar încă se mai pot da goluri. Deci hai să mergem la meci. Înainte de asta, mergem la meciul juniorilor U19 în Youth League, unde mai este o miză, și anume doar pentru Inter, pentru că se pot califica de pe locul 2, unde este antrenor Cristi Chivu. Și asta e un motiv în plus să venim la meci. Bayern deschide scorul, dar nu contează. Ei nu mai au nicio șansă să treacă mai departe. Pauză 1-0 pentru Bayern. Chivu sigur o să fie furios la vestiare. Pentru Bayern. Cred că e un scor care ar putea să se întâmple și mai târziu la meciul echipelor mari. Interul lui Cristi Chivu a pierdut până la urmă cu 2-0 în fața lui Bayern München, surprinzător pe părerea mea, pentru că chiar am văzut pe Inter ca fiind favoriți, mai ales după ce erau deja calificați pentru faza următoare din Youth League. Deci au trecut mai departe. Bayern a urcat pe 3 peste Victoria Pilsen, însă la Youth League nu există Europa League ca să meargă mai jos. Așa că noi mergem la meciul serii, meciul mare între Bayern și Inter. Deci eu zic de acum, ca să urmăm trendul de zilele trecute, o să termine 5-0 pentru Bayern. Ok? Și nu doar pentru că vreau ca Bayern să câștige, ci vreau ca Inter să piardă. Pentru că știm cu toții că în Milano există doar o singură echipă, care poartă roșu și negru. Rezerve, și cu Ibrahimović pe bancă, dar tot zic că le dăm 5-0. Da, întotdeauna, piele de găină la imnul Champions League. Ale, ale, ale. La Dinamo și la Cluj, băieții se dau cu rul.
Bine, bă. Penalti? Semnul întrebării? Cum ar fi asta? Bă, ce tară plin ăștia! Încă nu-i luat nicio decizie. Ia! Hai! S-a uitat vreo 2 minute ca să dea un corner, frate. Nu putea să zică direct din camera VAR că a fost corner. Nu înțeleg. Bă, da, fanii lui Inter nu se iau deloc până acum și sunt acolo sus. Sunt extrem de cuminți, nu mă așteptam. Cream că o să auzim extrem de tare. Te duci de aproape de ei, dar nimic. Opa. Oi. Hop. Hop. Pentru Bayern prin golul lui Pavard. Deja nu mai îmi place că a făcut dub la final, e un penal. Da. Nu mai îmi place de loc. Bine, bă, Sadio, bravo. 1-0 la pauză pentru Bayern. Inter cred că putea mai mult, sincer. Dar să vedem. Am zis, o să fie 5-0, da? Nu știu dacă știți, ultimul meci direct dintre cele două echipe pe acest stadion a fost în 2011, când era și Cristi Chibu pe teren. Se zic de preț biletelor? Da. Offside. Dar cred că se verifică totuși. Mip mip. Mip mip. Uite. Heute gegen Inter Mailand ist unser Stadion natürlich wie. Ja.
Bă, ce păcat, bă, a fost offside. Un gol din Farfeca de Ciupă Motin. Omul care ratează de pe linia porții, dă gol din Farfeca, bă. Dacă nu era Ulreich în poartă, putea să câștige și Inter, adică chiar o salva câteva bine foarte importante. Iar Bayern câștigă și la Senior cu 2-0. Golul foarte frumos aici pe Motin, chiar a meritat, da? Cum a zis și Ulreich, a făcut un meci foarte bun. A câștigat cu toate cele 6 meciuri din grupe, iar luni se va trage la sorți cine va fi adversarul lor din optim. Și după cum a zis, m-au surprins fanii lui Inter, care au fost tăcuți pe tot meciul. Au reacționat doar când au început fanii lui Bayern să injure, dar în rest chiar tăcuți. Dacă v-a plăcut clipul, apăsați pe butonul de like, abonați-vă la canal, deveniți membri dacă vreți, butonul de lângă cel de subscribe și nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram, linkul este jos în descriere. Până data viitoare, ce putem spune decât hai la stadion! Pa!